Să vedem cum stau lucrurile în latura în care se mai pot îndrepta. Și vom pleca de la cuvintele unui proroc împărat. Iată ce zice Dumnezeu prin gura prorocului David. Ziua și noaptea mă apasă mâna ta și se usucă vlaga mea ca de ar și țaverii. Mi-a mărturisit încă păcatul și greșeala mea n-am ascuns-o. Și am zis, mărturisi voi Domnului fără de legea mea și îndată a ridicat pedeapsa păcatului meu. De aceea toată sluga credincioasă să se roage ție la vreme cuvenită și chiar potop de s-ar stârni, pe acela nu l-ar potopi. Așa a pățit și David cum pățește tot cel ce păcătuiește, simte o uscăciune a vieții, o tânjire a lui și a tuturor lucrurilor sale, simte sabia lui Dumnezeu atârnată asupra sa pentru păcatele sale. Ce e de făcut, părinte? Astea și necazurile care apasă pe toți și care vă aduc pe voi la mănăstire. Pentru necazurile voastre usteniți căci numai prin necazuri scoate Dumnezeu pe oameni din înțepeneală, din uscăciunea vieții, iar necazurile te vor ustura tot mai tare până când vei căuta să te tămăduiești. Căci iată ce pricină are cu noi Dumnezeu, nu cu noi, că doar suntem fii lui, ci cu relele noastre. Asupra relelor, a păcatelor, a fără de legilor noastre, atârnă sabia lui Dumnezeu. Necazurile acestea vă ustură și din pricina lor vine apoi și uscăciunea vieții voastre. Dacă necazurile sunt pricina pentru care veniți aici, apoi pricina pentru care vi le trimite Dumnezeu, sunt fără de legile voastre. Cum să scăpăm de sabia lui Dumnezeu care atârnă asupra noastră sau de păcatele nemărturisite căci pe acestea le urmărește sabia lui Dumnezeu? Prorocul și împăratul David zice, Mărturisi voi Domnului fără de legea mea și pe dată am lăturat pedeapsa păcatului meu. Ce trebuie să facem? Să ne mărturisim toate fără de legile noastre, fără nicio ascundere și îndată va înlătura Dumnezeu o sânda și îndată sabia nu va mai atinge viața ta. Însă luați seama că pentru aceea atinge Dumnezeu viața ta și cu necazuri, pentru că nu te-ai mărturisit. Dacă zici că îți merg în curte și în viață toate rău, apoi înseamnă că ai păcate de care Dumnezeu vrea să te desfacă. De aceea să vrei și tu ce vrea Dumnezeu să te desfaci de rele, căci Dumnezeu nu vrea ca să atârne în veac sabia sa asupra ta. Să vă spun acum câteva feluri în care simțiți voi sabia lui Dumnezeu asupra voastră. Să zicem că cineva îți face vreo nedreptate, tu în toate privințele ești cinstit și o vecină, soțul, soția sau unul din copii se va răzvrăti împotriva ta și îți va zice cuvinte de ocare. Desfârna, desfârnată, cuvinte grele, care spătrund inima ca o sabie și nu pricep ce poate fi, bate și mânii și dai și tu cu o sabie asupra lui și așa se ajunge la vrajbă și la lucruri slabe. Și vii aici ca să afli de ce pățești asemenea lucruri. Și afli aici că în cazurile acelea nedreptatea aceea totuși nu e o nedreptate, ci este o nuia cu care Dumnezeu îți aduce aminte de păcatele tale pe care tu nu le-ai mărturisit. Și păcatul e acel cuvânt zis de vecina, de soțul sau de propriul copil, cuvânt care te-a săgetat la inimă, pentru că tu ai uitat să mărturisești preotului unul din păcatele tale din tinerețe. Și Dumnezeu îți aduce aminte. Tu poate ai uitat că ai început căsătoria cu stângul și apoi te-ai cununat sau ai lepădat vreun copil și aceasta e fără de lege înaintea lui Dumnezeu. Eu îi sprava curviei chiar dacă ești cununată după lege. Sau ai uitat să spui că nu mai ai usândit sau ai gândit despre cineva același cuvânt și ai uitat să-l spui la mărturisire. Dumnezeu însă n-a uitat greșealele tale sau cuvintele tale. De aceea vrea ca să te spele, să te curețe de toate relele tale. Ce face cu tine? Doar îți aduce aminte de relele pe care le-ai făcut. De aceea, toate rele care îți vor fi împrășcate în obraz și care te vor săgeta la inimă, nu le socotiți ca necazuri, ci stați locului și cugetați. N-am și eu oare vreo greșeală ca aceasta? Pentru că vă spun că așa lucrează Dumnezeu. Îngăduie ca bărbatul tău, vecina ta, copilul tău să-ți spună cuvinte de ocară ca astfel să-ți aduci aminte de păcatul tău și să te îndrepți. Și dacă tu ai uitat sau ți-a fost rușine să-L mărturisești preotului, și nu trebuia să-ți fie rușine, ci rușine de păcatul tău numai, pentru aceasta îngădui Dumnezeu ca să-l auzi din gura altuia și cu toate că tu juri că nu ești vinovată de așa ceva și acum nici nu ești, dar ai acel păcat în tinerețe și nu l-ai mărturisit. Asta e pricina vrajbei păcatelor nemărturisite. Și când pricepi vrajba cu rostul ei trimisă fiind de la Dumnezeu, atunci ia aminte, recunoaște păcatul tău și spune-l sub atrafir la preot ca să nu mai atârne pedepsa lui Dumnezeu asupra ta mărturisi voi păcatul meu și îndată va înlătura pedeapsa păcatului meu, căci zice în alt loc, multe sunt bătăile care ajung pe păcătos, iar pe cel ce se teme de Domnul, mila îl va întâmpina. Da, necazurile sunt mila lui Dumnezeu cu noi oamenii. Cum te-ai teme de un șarpe pe care l-ai avea în buzunar și ai face tot ce ai putea numai să scapi de el, ai arunca și haina de pe tine cu el cu tot numai să scapi căci poate găuri buzunarul și să te muște tot așa să faceți și cu păcatele. De aceea vă spun să faceți povedanie curată, că vă veți aduce aminte și de păcatele pe care vi le-a adus aminte soțul, vecina, propriul copil, apoi rugați-vă și pentru gura slabă care v-a atras lumea luarea aminte, căci prin aceea s-a făcut lucrarea lui Dumnezeu. Credeți voi lucrul acesta? Apoi ține-l minte. Pentru cel care te ocărește, roagă-te ca pentru un binefăcător, întoarce-te cu bunătate spre el și își va întoarce și Dumnezeu fața cea luminoasă spre tine. Biruiți răul cu binele, căci de partea binelui este Dumnezeu. Și oare nu e mai tare Dumnezeu ca răul? Lipiți-vă inima de lucrul lui Dumnezeu, căci zice Domnul, cheamă-mă pe mine în ziua necazului tău și te voi scoate și mă vei proslăvi. Nu mai chemați pe dracul, pe batăl crucea, căci dacă tot pe el îl chemați, el vă va ajuta și tot el vă va aduce risipă și moarte. Deci lipiți-vă de la lui Dumnezeu și chiar de vă va trimite necazuri, apoi vi le trimite cu rost spre îndreptare. Și de îndată ce vei mărturisi păcatul tău, Domnul va ridica pedeapsa păcatului tău. Și chiar de vor mai veni necazuri asupra ta, tu nu le vei mai socoti necazuri, ci mila lui Dumnezeu cu tine și așa vei ieși biruitor asupra lor. De aceea, binecuvântați pe cei care vă blesteamă, faceți bine celor care vă urăsc pe voi și rugați-vă pentru cei care vă supără și vă prigonesc pe voi. Și asta stă scris, căci lucru bun fac ei, dar nu vedeți voi. Cum v-am mai spus, toți cei ce vreți să coboare mila lui Dumnezeu peste casa voastră și peste usteneala mâinilor voastre, curățiți-vă sufletele voastre cu rugăciuni, cu spovedanie curată și cu post și veți vedea cum are să vină mila lui Dumnezeu și ocrotirea lui asupra ta și asupra tot lucrul mâinilor tale. Amin. La spovedanie nu trebuie să spui păcatele de care te-ai căit mai înainte, de care ai fost dezlegat și pe care nu le-ai mai repetat. Altfel ar însemna că nu ai încredere în puterea tainei săvârșite prin spovedanie. Nu trebuie să-ți amintești de persoanele cu care ai fost în clipa săvârșirii păcatului, ci să te osândești numai pe tine. Sfinții părinții îi opresc pe credincioși să spună păcatele în toate amănuntele, ci să le recunoască în general pentru ca nu cumva lundule pe toate în parte să dea prilej de sufletului său, cât și duhovnicului. Tu ai venit să te pocăiești și totuși nu te căiești de păcate, fiindcă nu știi să te pocăiești cum trebuie, adică nu ți-aduce aminte de pocăință decât în chip rece și indiferent. Tu ai înșirat toate mărunțișurile, iar ceea ce este mai important ai scăpat din vedere. Nu ți-ai mărturisit cele mai grele păcate.